Am dorit să fac astăzi o informare cu privire la câteva aspecte ce trebuie clarificate legate de această investiție foarte importantă pentru Timișoara și pentru Timiș, stadionul multifuncțional. Stadion care va înlocui această arenă în mijlocul căreia ne aflăm acum și, evident, în primul rând aș dori să dezmint anumite informații, anumite afirmații ale celor de la PSD, în speța deputatului Simonis, care continuă să dezinformeze opinia publică și să transforme stadionul într-o mită electorală. Practic, să vă spun câteva cuvinte despre parcursul acestei investiții. Studiul de prefezabilitate a început în 2021, a fost finalizat în același an, apoi împreună cu Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Timiș a realizat studiul de fezabilitate, am aprobat toți indicatorii prin mai multe hotărâri de Consiliul Județean în anul 2022, am strâns toate avizele necesare construirii acestui nou stadion încă de la începutul anului trecut. Avem, practic, în bugetul local al județului Timiș de 3 ani de zile prevăzute sumele pentru demolarea acestei arene și am tot așteptat după hotărârea de guvern care să aprobe indicatorii tehnico-economici, respectiv hotărârea de guvern care să aprobe demolarea stadionului. Avem toată documentația pentru autorizația de demolare. Așteptăm această hotărâre, fiindcă fără ea, conform legii, nu putem să depunem la primărie pentru a obține autorizația de demolare. Așadar, nu au existat și nu există blocaje la nivelul Consiliului Județean Timiș pe această investiție, așa cum au afirmat cei de la PSD de-a lungul timpului. Singurul adevărat blocaj pe care îl avem a fost reprezentat chiar de cei de la PSD, chiar de domnul deputat, care a blocat această investiție în mai multe rânduri. Și vreau să vă dau un exemplu foarte simplu. Iată, stadionul Dinamo, care a început mai târziu decât stadionul nostru, au început procedurile mai târziu. Studiul de fezabilitate a fost aprobat abia anul trecut, iar în decembrie, odată cu avizarea stadionului nostru, a fost avizat și stadionul Dinamo, dar iată că fără influențele domnului deputat, acest stadion a fost aprobat prin hotărâre de guvern luna trecută. Ori pentru noi este foarte clar că cei de la PSD au amânat intenționat aprobarea acestor indicatori tehnico-economici prin hotărâre de guvern, tocmai pentru a-i aproba în timpul campaniei electorale și pentru a face din această investiție un subiect de șantaj politic la adresa timișorenilor și să ofere, într-un fel, un fel de mită electorală timișorenilor doar pentru a câștiga câteva procente în plus la alegerile care urmează 9 iunie. Suntem practic martorii unui trafic de influență pentru blocarea acestui stadion. Am văzut că un deputat se transformă în purtătorul de cuvânt al guvernului, anunță hotărâri de guvern, anunță diferiți pași, deși nu are nicio treabă în această chestiune. Stadionul aparține județului Timiș. Consiliul Județean Timiș este cofinanțator al acestui proiect de investiții. Iar provocarea pe care o lansez domnului deputat este să arate un singur document în care pe parcursul acestei investiții se regăsește semnătura domniei sale sau atribuțiile pe care le are, astfel încât acest proiect să fie realizat. Tot ceea ce știu din
din faptele care s-au realizat este că cei de la PSD în frunte cu domnia sa au blocat acest proiect în mai multe rânduri și acest lucru e confirmat inclusiv de starea de fapt de acum, când stadionul Dinamo a luat-o înainte, deși a pornit mai târziu. Ce rezultate au avut aceste blocaje din partea PSD-ului? Tocmai lucrul pe care noi ne așteptam să se întâmple aici în acest stadion, nu s-a întâmplat. Adică să începem procedurile de demolare efectivă a acestei arene. Dar vorbeam de PSD și mă refer aici și la premierul Ciolacu, care a fost acum aproape jumătate de an, mai puțin de jumătate de an aici în Timișoara, cum câteva luni de zile, și a promis și domnia sa că în câteva zile, în câteva săptămâni, săptămâna viitoare, aceste hotărâri de guvern vor fi adoptate. Și ce s-a întâmplat? S-a întâlnit și cu suporterii și a dus cu vorba și pe suporterii acestei echipe și pe timișoreni, pentru că nu le pasă de Poli Timișoara, nu le pasă de echipă, nu le pasă de așteptările unei întregi comunități pe care ei cred că o pot subordona, o pot mitui electoral, la fel cum fac în alte părți din țară, cu acest proiect sau cu alte proiecte de care Timișoara are nevoie. Domnilor de la București, de la PSD, Timișoara merită respect și nu poate fi cumpărată sau șantajată pe banii timișorenilor cu realizarea unor proiecte de o asemenea importanță. Banii timișorenilor, care în mare parte se duc la București, nu revin în aceeași măsură în locul din care pornesc. Stadionul Dinamo e practic făcut pe banii timișorenilor, iar noi așteptăm aici, după mila domnului Ciolacu, să se îndure, să ne aprobe niște hotărâri de guvern ca noi să începem procedurile de demolare și de construire a noului stadion. Timișorenii nu pleacă capul la ciosvârta întinsă de imaginară, întinsă de PSD către Timișoara și la șantajul pe care aceștia îl practică, voturi contra stadion. În concluzie, vă spun că Simonis și PSD-ul încearcă să șantajeze timișorenii cu banii timișorenilor. PSD ține blocate hotărârile de guvern, pentru că e vorba de două hotărâri. Simonis a vorbit doar de o singură hotărâre, cei de la PSD vorbesc doar de o singură hotărâre. Așadar, cu atât mai mare e ipocrizia, cu cât ne așteptăm ca după aprobarea, dacă se va aproba, o să fiu și eu foarte atent să văd dacă chiar se va întâmpla acest lucru săptămâna viitoare, așa cum s-a anunțat. Mai e nevoie de o a doua hotărâre privind demolarea stadionului. Ori sunt convins că cei de la PSD vor folosi aceste prilejuri tocmai pentru a șantaja timișorenii în preajma votului din 9 iunie. Este clar că cei de la București nu ne doresc să ne dezvoltăm. E clar că Timișoara le stă în gât celor de la București, iar domnul Simonis ar face bine să se ducă la el acasă, acolo, la capitală, și să lase Timișoara să se dezvolte în continuare așa cum a făcut-o și până acum, bazându-ne pe mediul privat competitiv și pe forțele noastre proprii. De aceea este cu atât mai importantă regionalizarea. Și spun acest lucru în contextul acestei investiții, pentru că vedem, practic, faptul că ar cam fi timpul să oprim această mentalitate că timișorenii, ca să primească ce li se cuvine, trebuie să stea cu mâna întinsă la București. Uitați-vă în jur, aceste tribune ar fi putut să fie suveniruri
pentru cei care doresc să investească în echipă. Am fi putut să ducem planul pe care îl avem legat de noua echipă a Timișoarei competitivă mai departe și nu să stăm acum în mijlocul acestui stadion, în paragină, să discutăm despre niște hârtii, niște acte birocratice care stau în pixul unui PSD-ist. De aceea fac apel la guvern și către primul ministru, nu politizați o investiție atât de importantă pentru Timișoara și pentru Timișoreni. Ați stricat destul în Timișoara, măcar pe ultima sută de metri să vă comportați demn și să arătați respect față de Timișoreni. Vă mulțumesc, iar acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă așteptați să dureze mai mult până și pe hotărârea de demolare, având în vedere că și în Bugela, ce zi aveți de văzut mai puțin decât. Evident că eu mă aștept la ceea ce PSD-ul și conducerea guvernului ne-a obișnuit, adică tergiversări, amânări. Sigur că nu am încredere în ceea ce spun ei. Iar demolarea durează 6 luni, mai bine de 6 luni de zile, iar banii în buget i-am alocat pentru anul acesta. Nu vă imaginați că se va termina această demolare anul acesta, pentru că mai trebuie procedura de licitație. Aia durează iarăși o 2-3 luni de zile. Trebuie autorizația de demolare, care iarăși durează o lună, două la primărie. Deci calendarul de demolare, da, cu cât se amână hotărârea de guvern, cu atât se decalează și acest calendar privind demolarea. Un an de zile durează practic din momentul în care începem procedura de licitație și până la finalizarea demolării. Cam asta e estimarea noastră. Dar se nu se pot da procedura cele două hotărâri în aceeași ședință, adică săptămâna viitoare? Evident că da. Și noi de aceea am venit aici să tragem acest semnal de alarmă că nu e vorba doar de o singură hotărâre de guvern, e vorba de două hotărâri de guvern, iar cei de la PSD în mod intenționat omit acest lucru tocmai pentru a șicana Consiliul Județean și a-l împiedica să înceapă procedurile de demolare. Vezi, Doamne, dacă noi începem procedura de demolare, ei nu mai au nimic de anunțat și de rezolvat prin aceste combinații la care ei sunt specialiști legat de stadion. Așa că stadionul este folosit pur și simplu din punct de vedere politicianist și simplul interes electoral al celor de la PSD și eu cred că acest lucru nu este normal. Dar sunteți sigur că nu o să se dea două hotărâri de ședința viitoare, adică ședința asta, sigur? Eu vă spun că așa cred, așa am văzut că au anunțat cei de la PSD, îmi doresc să mă contrazică făcând chestiunea asta săptămâna viitoare, așa că nu e niciun păcat dacă ei s-ar redresa și ar face ceea ce trebuie, să dea ambele hotărâri în ședința de guvern pe care spun ei că o vor avea săptămâna viitoare. În cât timp puteți da drumul licitație pentru demolare? În sensul că e nevoie și acolo de o documentație care trebuie trimisă la SEA, unde l-a autorizat, ce voi avea? Documentația este pregătită imediat după ce e publicată hotărârea în Monitorul Oficial, cea de demolare. Noi putem să dăm drumul la procedură. Ce se va întâmpla cu scaunele de pe stadion? Casate sau? Vor fi casate, evident că vor fi casate, dar vrem să le folosim ca suvenir pentru cei ce aleg să investească pe viitor la echipă. Ne vom implica și în acest scop, pentru că această echipă e importantă pentru noi. La Poli, la Ripensia, la orice echipă care dorește să fie competitivă, acest stadion va fi folosit de toate echipele timișorene care vor fi competitive și vor evolua în eșaloanele superioare ale fotbalului românesc. Dar vom da din scaune, că nu toate o să le dăm doar ca suveniruri, părți din scaune, le vom da și către comunele, orașele din județ, pentru a sprijini și fotbalul local de la
nivelul acesta de bază al structurii fotbalistice din județul nostru. Dar spuneați că o să vă implicați la o echipă, e vorba de Poli, nu? Vă spuneam, Poli Timișoara, Dipensia, toate aceste echipe pe care le vedem, sau Dumbrăvița, care este într-unul din eșaloanele superioare ale fotbalului, le vedem că activează, toate trebuie sprijinite și vom face acest lucru în perioada următoare, dar sigur că ne vom canaliza eforturile către acea echipă care poate să fie competitivă la nivelul ligii întâi. Și evident că Poli Timișoara are cei mai mulți suporteri, nu doar în Timișoara, ci în întreg județul, peste tot pe unde mergeam și chiar în afara județului Timiș, se vorbea de Poli. Mă întâlneam cu câte un suporter al echipei Fanion a orașului nostru. Nu vom repeta greșelile făcute în trecut legate de finanțările echipei de fotbal Poli Timișoara. Vom găsi acele mecanisme juridice legale de a sprijini fenomenul fotbalistic din județul nostru. Și evident, conform legii, aceste investiții în fotbal trebuie făcute de mediul privat. Dar noi vom încerca să facilităm coagularea unui efort privat consistent, astfel încât noua echipă să aibă bugetul necesar ca să facă performanță. Nu vă e teamă că va fi și demolarea asta întârziată, având în vedere că e o vulpe care trăiește pe aici pe stadion? Eu mă aștept să rezolvăm problemele acestea birocratice și demolarea să fie doar o chestiune simplu de făcut.